Bună ziua! Bună ziua, zic! Bună ziua, doamne! Am un fel. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bine? Da! Bun! Nu aveți voie să filmați în instituție. De ce? Păi nu aveți voie. De ce? Păi asta, că nu aveți voie. Cine a spus? Păi și avem noi dispoziție. Nu aveți voie să filmați în instituție. Conform care legi, domnule? Nu știu, domnule, asta să vă spun. Nu e voie. Nu știți legea care îmi spuneți să nu filmez în instituție? Păi da, păi nu acționați în baza unei legi. Păi nu, sunteți de la ziar sau de undeva sau nu, cum? Nu. Păi nu acționați în baza unei legi, domnule.
Bună ziua! Plutonier ajutant Ciotă de la jandarmeria română. Ce trăiesc, domn Plutonier? Spuneți-mi, vă rog, de ce filmați? Aveți vreo ceva de... Nu, filmez doar pentru mine. Da? Și informațiile de interes public. Cred că este un afiș cu filmat interzis. Cred că este un afiș cu filmat interzis și... Da. Credeți că este interzis să filmăm în instituțiile publice? Cred că da. Nu, haideți să vedem pe ușă și... Hai. Bine. Dacă nu, afară, nu am nicio chestie. Am înțeles. Era undeva un afiș cu... Cu fumacul. De fumat nu fumă. Acum, avem vreo hârtie unde scrie ceva cu și, și o lege, asta e și mai important. O lege trebuie să avem neapărat. În baza care... Legea nu știu să vă zic exact, dar nu văd. Nu văd aici. Eu știu că la mine sus este interzis filmat unde stau eu acolo. Dar aici, probabil că este o zonă administrativă da, acolo. Zona administrativă unde nu se poate filma. Probabil că da. Nu știu, n-am fost să văd. L-ați legitimat pe domnul? O, a spus, spuneți vă rog și bine, mulțumesc și o plecam mai departe. Nu da, trebuie să dați un act de identitate, să vă treacă în registru, că ați fost aici și că ați aici, pentru ce? Păi, dacă ați fost în instituție, așa toată lumea care intră în instituție, o să trebuiască să vă legitimeze. Așa este regula de acces într-o instituție. Nu cred. Dacă avem o lege în sensul ăsta, o putem face. N-am nicio problemă de a mă supune tuturor legilor acestei țări. Dar doar așa ca să ne aflăm în treabă, să ne legitimăm. Știți că acum cu datele și toată da, lumea cu datele. Da, sigur, nu vă trece nici domnul, de exemplu, seria de buletin și păi, atât. Așa, date personale. Nu... Numele e date personale. Domnul trebuie să fie instruit în procesarea datelor personale. Eu vă înțeleg ceea ce credeți dumneavoastră. Nu, e lege, nu trebuie să credeți. Da, dar... E lege. Nu. Lumea trebuie să știe cu cine stă de vorbă. Nu trebuie, pentru că n-am vrut să stau de vorbă cu domnul. Vin, filmez lucrurile de interes public, după care plec. Da, păi, ați filmat. Destul, sau mai vreți, mai aveți da, ceva mai, de mai vreau să mai filmez puțin. Ce vreți să filmez? Dar eu o să vă rog să vă legitimați față de mine, pentru că eu sunt organ și vreau să știu cu cine stau de vorbă. Bine, aveți o lege în baza căreia mă legitimați? Păi, da. Bun, care lege? Da, este legea 61 care prevede legitimarea persoanelor. Am două hârtie aici, să nu vă speriască, nu am nimic la mine care poate să vă pună în vreun pericol pe dumneavoastră, pe mine sau pe ceilalți. Da, da, da. Se numește legea jandarmeriei, dacă nu mă înșel. 550. Exact. Și spune aici. În realizarea atribuțiilor, cei revin potrivit lege, personal militar în jandarmerie poate să ne legitimeze. Și aici ne spune cazurile în care. Se legitimează orice persoană când există indicii temeinice da. Că a săvârșit, săvârșește sau pregătește să săvârșească o faptă ce constituie infracțiune. Da, nu asta nu se să puneți nici. Masca, vă rog că vă amendează domnul jandarm, are abilități. Da, vă rog să puneți masca, domnul. Are abilități, să știți în sensul. Mască, vă rog să o puneți masca. Deci mă legitimați în baza acestei legi? Vă rog să puneți masca. Eu doar vreau să stau să știu cu cine stau de vorbă acum, okay. Înțelegeți? Numele meu este Petru. Petru și Maicu. Nu e suficient? Nu e suficient. Eu spun că Petru, dacă nu aveți o bază legală în care să mă legitimați, nu sunt obligat să o fac. O bază legală pentru că este un obiectiv. Bine. Acum, dacă veneați la mine sus, să-i intrați la domnul prefect, trebuia să vă legitimezi pentru că așa se face accesul într-o instituție. Nu am intrat la domnul prefect. Păi da, domnii de la pază de aici... Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă dacă refuz să mă legitimez acum. La cererea dumneavoastră, care nu puteți să mă articulați legal. Păi eu doar vreau să știu cu cine stau de vorbă, că dumneavoastră mă filmați și că... Ceea ce nu e interzis. Nu, de nicio este interzis lege. Că nu văd aici o chestie. Și chiar dacă ar fi, tot ar trebui să fie într-o bază legală. Dacă administrativă unde... Da, este... dar nu cred că este administrativă, pentru că toată lumea are acces. Unde este atâta ceva timp că... de strict de serviciu. Așa este, într-adevăr. Aici aveți... Nu se poate filma. Da, dar trebuie să intre sub o incidență legală, 585 sau ceva de genul ăsta. Am înțeles, am înțeles. Bun. Eu doar am vrut să văd cu cine stau de vorbă. Petre... Da, bun. Petre, eu atâta v-am... Da, mi se întâmplă ceva, mă conduceți la post, mă arestați în cazul în care nu mă legitimez, mă amendați, chemați poliția. Nu, se poate. Vă putem sancționa conform legii 61. Pentru? Pentru refuz de legitimare. De legitimare știți, deși nu o faceți legal.
Să știți că dacă insistați să mă legitimez, eu voi face, dar va trebui să fac o plângere penală împotriva dumneavoastră unui abuz, legitimare abuzivă. Nu, nu e niciun abuz, pentru că dumneavoastră hotărâți. Nu vă legitimez acum. Îmi ordonați legal să mă legitimez? Pentru că nu vreți să intrați sub domnul prefect. Bun, deci nu trebuie să mă legitimez. Nu. Am înțeles. Eu doar am venit să știu și motivul pentru care filmați dumneavoastră. Pentru că sunt informații de interes public, pentru că am acest drept, pentru că îmi place să exercit drepturile mele fundamentale din aceste țări. Corect. Să nu ne simțim asupriți nici de jandarmi, să avem o colaborare, nu colaborare, dar o interacțiune plăcută cu domnii de la pază, cu domnii de la jandarmerie, cu domnii de la poliție. O chestie de... Cu reprezentanții noștri, că sunt reprezentanții noștri până la urmă. Okay. Iubim, i-am votat. O chestie de bun simț care trebuie să fie între cetățeni. Înțelegeți? Nu, mai presus decât orice haină militară. Exact. Și asta este omenia, exact. M-am prezentat, și Petre. Caracter. Și de asta. Așa este, Petre. Nu eu fac nimic rău. M-am prezentat cum am venit la dumneavoastră, m-am prezentat în fața dumneavoastră. Și obligă. Da, corect. Indiferent, dar indiferent că intru într-o instituție publică, eu, la domnul de la pază, mă prezint, sunt așa și nu vreau să fac o chestie. Nu m-a întrebat nimic. Nu m-a întrebat nimic. Nu mi-era foarte că nu v-a întrebat. Nu m-a întrebat absolut nimic. Le-am spus bună ziua domnului care ești afară de două ori. Zic bună ziua. Și da. Cred că nu mi-a răspuns, mi s-a părut că nu m-a auzit. Și am repetat înțeles. Din nou, bună ziua. Am înțeles. Și mi-a zis bună ziua. Mai mult decât nu s-a întâmplat nimic. Eu v-am înțeles. Eu înțeleg că vă faceți datoria, vă faceți treaba. Trebuie să vă faceți, pentru că asta sunteți aici. Doar că rămânem în limitele legale. Tot ce sunt obligat din punct de vedere legal. Eu nu am făcut nimic, nimic anormal. De asta vreau și spun. Nici dumneavoastră, da, ați filmat aici și... Da, să rămână, să rămână, numai bine. Nu, trebuie să ne obișnuim, domnul meu, cu chestia asta. Pentru că cetățeanul are dreptul să vadă, să audă, să filmeze, să stea. Nu mergem la domnul prefect în birou, nu mergem la angajați în birou, nu luăm date personale, nu filmăm CNP-uri, nu filmăm... Da, dar când nu intrați la poartă, este rugămintea, așa, este în consemnul postului agenților ca persoana să fie legitimată. Chiar dacă este așa. Bună ziua! Chiar dacă este așa, să știți că dacă nu este legal, nu avem ce să... De ce filmați în interior? Pentru că am drept, nu am bun. Am drept. Este instituție publică. Dumneavoastră sunteți? Vă rog să plecați. Mulțumesc. Sau închideți aia. Am să refuz politicos rugămintea dumneavoastră. Ia să zic. Vă rog frumos să... Nu. Să știți că nu am să renunț la dreptul meu de a fi aici. Nu. Trebuie să chemați poliția, trebuie să mă arestați sau să mă scoateți cu forță. Nu vă arestez, doar... Eu v-am zis doar frumos politicos. Am înțeles. Vă apreciez faptul ăsta, iar eu, la fel de politicos, refuz să renunț la dreptul meu. Nu sunt recalcitrant, nu se va întâmpla cu nimeni, absolut nimic. Nicio problemă, dacă credeți, nu sunt recalcitrant. Așa este, doar că ne încearcă emoțiile pe amândoi puțin. Da, dacă credeți că am ceva ilegal, nu, eu pot să le las undeva pe birou și să-mi continui mai departe. Eu doar am vrut să văd de ce filmați și eu știam că este... Sunt semne unde nu este... Nu ar fi normal să... Dacă ar fi, dacă ar fi, nu ar fi normal. Dacă ar fi, nu ar fi normal. Știți de ce? Tocmai de asta avem voie să filmăm. Tocmai asta ne dă dreptul să filmăm, că nu este o instituție privată, că este o instituție publică. Este acest lucru care ne dă acest drept. Libera exprimare, poate libera critică, avem voie să ne criticăm aleșii, nu îi le dăm în cap, nu înjurăm, nu scuipăm. Eu v-am înțeles. Cu masca, legal, civilizat. Nu neapărat. Când încalcă legea, nu mai au dreptate. Credeți-mă că înainte de haina militară suntem oameni. Sigur că da. Corect? Nu v-am scuz de absolut nimic. Doar că stăm de vorbă. Să ieșiți. Din păcate, doar dacă mă forțați, mă obligați, sau legal. Eu vă zic frumos. Vezi că acum o să plece. Da. Da. E la prefectură să vină. Nu. Sunt din mai multe localități. Bună ziua! Te putem ajuta? Nu. Mulțumesc mult. Sunteți cumva de la presă? Nu. Nu. Sunt un personal. Un cetățean. Cetățean. Un cetățean. Okay. Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog.
Da. Care-i treaba dumneavoastră aici? Am venit să văd și eu cum arată prefectura județului. Știți că în situația asta de pandemie, accesul persoanelor în afară e restricționat. Nu știam acest lucru și... Eu vreau să vă uitați la intrare. Programul este restricționat. Numai personalul care are treabă aici. Am treabă aici. Cum ar fi? Cum ar fi? Vreau să văd toate informațiile publice, de interes public. Aia se face o solicitare online sau se face o solicitare la registratură pe legea 544. Tocmai de asta vă zic că intrând aici, se încalcă anumite reguli care sunt impuse de pandemie. Am înțeles. Doar că pe 544 accesăm informațiile de interes public. Așa. Aici aveți niște afișe pe care noi putem să le citim. Așa. În momentul în care pătrundem... În momentul în care, într-adevăr, aceste afișe au fost puse acolo, nu era situația de pandemie și... Sincer, de asta vă zic. Deci, nu avem voie să intrăm în prefectură deloc. Vă întreb. Sigur știți mai bine ca mine. Accesul în prefectură este strict interzis. Era prevăzut undeva aici, probabil. Dar, încă o dată, îmi spuneți că nu am voie să intru în prefectură. Ați intrat, ce să vă mai zic? Dar de asta m-ați dat afară. Mie mi se pare normal să nu intrați dacă nu aveți o treabă anume, având în vedere... N-ați mă înregistrați acum pe mine? Filmez, îmi înregistrați tot. Așa. Și cu ce drept mă înregistrați pe mine? Dreptul... Nu, asta e altă treabă. Dumneavoastră ați intrat în instituție una. Pe mine de ce mă înregistrați? Nu știu, ați venit dumneavoastră la mine și da, că vă întreb. Dumneavoastră fiind? Domnul? Dumneavoastră cine sunt? Petru. Și mai cum? Atât. Bun. Haideți. Deci, cu ce pot să vă ajut? Ca să știu absolut nimic. Vreau decât să văd ce este, cum arată prefectura județului meu, în așa, care locuiesc. Așa. Informațiile de interes public. Nu deranjez pe nimeni. Nu sunt în pericol pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru angajații dumneavoastră. Singura chestie v-am spus. Sunt anumite reguli care țin... Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă regulile sunt mai sus ca legile în prefectura județului Timiș. Pentru că legal... Tocmai. Ideea este că aia este legea privind... Nu înțeleg. Eu vă rog frumos să acționați în baza legii, să chemați eventual poliția dacă este nevoie, să mă dea afară, să mă amendeze că am încălcat legile sau ceva de genul ăsta. Nu credeți că totdeauna trebuie să recurgem la asemenea metodă să chemăm poliția? Sigur că nu. V-am spus doar că sunt anumite chestiuni care așa se pot rezolva. Am înțeles. Să știți că nu sunt o persoană violentă. Deloc. Vi se pare că v-am apreciat ca fiind o persoană violentă? Eu încă discut cu dumneavoastră foarte cordial. Ce înseamnă încă? Până când mai discutați cu mine cordial? Până când veți dovedi că nu sunteți o persoană... Calmă. Așa. Nu voi dovedi asta niciodată, pentru că nu este acesta interesul meu. Bun. Interesul meu este următorul. Singura chestie, dacă doriți să faceți o chestie de genul ăsta, că e vorba de prefectură, că e vorba de... Instituții publice. Da, numai că instituțiile astea publice nu funcționează în baza așa... Toți nebunii să intre... Nu toți nebunii. Nu, aici nu e ca în Occident, America. Piața din Atena, de pe vremuri. Așa este. Singura chestie este că fiecare dintre ele are un reprezentant care interacționează cu public. Da. Într-un fel sau altul. Dacă publicul are nevoie de ceva. Eu am venit să văd instituția... Inclusiv în cazul ăsta, puteți să sunați și să spuneți, domnule, vreau și eu să văd. Pentru că din punctul ăsta de vedere, v-am spus, programul de lucru se aplică de regulă în cazul în care există o activitate... Eu vă înțeleg, domnul meu, iar cam toate instituțiile, nu numai din România, în general din lume, se tem puțin așa când văd un om care vine și filmează. Nu aveți de ce să vă temeți, nu am venit să expun, eu știu ce probleme, unde e cheia de la PNL, ați găsit cheia, nu mă interesează, nu este problema mea politică. Singurul lucru, singura problemă, sau nu este o problemă, sunt drepturile dumneavoastră și ale mele, ca cetățean al acestei țări, în fața aleșilor noștri. Nu interpelez pe nimeni, nu caut pe nimeni. Vreau să văd dacă mi se acordă dreptul de a intra într-o instituție publică reprezentant a Guvernului României în teritoriu. Atâta tot. Eu vreau să intru aici să văd ce se întâmplă, ce fac oamenii, atunci sunt frumoși. Să trebuiască să urcați la etajul. Nu. Acolo e prefectura. Nu. Restul e Consiliul Județean. Și Consiliul Județean tot noi l-am ales. N-am fost numit de cineva. Exact. Exact, noi l-am ales. Pot să văd și eu
unde vin la lucru aleșii care am. Atâta tot, domnul meu. Vedeți semnele astea, atât. Nu mă interesează cum îi numesc, nu mă interesează ce au făcut. Nu sunt politic, nu sunt cu PSD-ul, cu FSN-ul, cu GGG-ul. Dacă vreți să faceți... Dacă vreți nu să... fac reportaje, nu sunt ziarist. Sunt o persoană care aceste imagini vor fi pe o rețele de socializare. Atâta tot, iar lumea va aprecia sau nu. Atâta tot. Am fost pe Popa Șapcă, am fost la primărie, am fost la CFR, și peste tot este același lucru. Nu filma, nu filma, nu ai voie să o filmezi în instituțiile publice. Cu ce drept mă filmez pe mine? Teoretic, nu asta e problema. De filmat se poate filma, că nu e obiectiv de interes. Exact, asta vreau special să demonstrez. Problema, domnule, este că... Domnule, ești cetățean al acestui oraș, ai dreptul să vii să vezi ce fac aleșii dumitale. De regulă cetățenii nu vin să filmeze în instituție. Exact. Știi, totuși nu este ilegal, chiar dacă nu vin de regulă. Nu este ilegal. Asta este punctul meu de vedere. Asta vreau să-l scot în relief. De aceea v-am spus și vă spun încă o dată. Dacă credeți că fac ceva ilegal, eu vă rog frumos să chemați organele de abilitate să ia măsuri legale. Atâta tot. Poate că am făcut ilegal, poate n-am voie să filmez, voi fi amendat, poate este infracțiune, poate este... Eu nu știu, că a stat de vorbă cu jandarmul, ce vă zic? Că am voie. Ați văzut? Spor la muncă. Vă mulțumesc frumos pentru acest liber acces. Ați văzut că n-a fost atât de greu. Nu mă interesează cine lucrează, cum lucrează, ce fac. Eu v-am găsit aici, așa că erați accesat deja în instituție. Domnul meu, mă numesc Petre. Petre este numele meu, Petre. Cum vă numiți dumneavoastră? Nici dumneavoastră nu mi-a spus cum vă numiți. Cum? Dar n-am fugit, domnul meu. Am dat bună ziua de două ori acelui domn. Și ați venit la mine acolo și atâta tot. M-ați întrebat dacă am nevoie de ajutor, mi-am spus că nu. Atâta tot. Bună ziua! Bună ziua! Uitați puțin așa la mine, vreți să întrebați? Nu, nu, că nu știu ce se întâmplă. Adică... Nimic, nu se întâmplă absolut nimic. Sunt un simplu cetățean care am venit să văd clădirea prefecturii. Atât, atât. Nu e clădirea noastră, clădirea este a Consiliului Județean. Atunci al Consiliului Județean. Noi suntem, cum să spun, ca și chiriași în clădirea asta. Așa, ok, bine. Am venit doar să văd clădirea, atât, atât. Nu sunt în pericol pentru nimeni, okay, nici pentru... Nu, dar nu sunt eu proprietarul clădirii, Consiliul Județean. Bine. Și colegii de acolo sunt ei, sunt responsabili de clădire. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Ați filmat destul, vă rog frumos să ieșiți. Din păcate nu puteți să spuneți dumneavoastră când am filmat destul sau nu. Eu deci consider... acum cu pandemia, vă rog frumos, nu este voie accesul, doar dacă vi se permite. Conform legii? Conform legii, da. Numărul? Numărul. Nu știți că e pandemie? Trebuie să fie o lege. Lege. În toată lumea e pandemia, normală. Așa este. Păi, chiar da, dacă nu este o lege. Vă rog frumos.
Din păcate, vreau să mai rămân puțin. Și voi ieși din instituție atunci când consider eu că am terminat. Sau mă dați afară forțat, chemați poliția, jandarmeria, mă dă afară, nu e nicio problemă. Dar de ce trebuie să ajungem la discuții? Pentru că mă dați afară și este dreptul meu legal de a fi aici. Atâta timp când nu mi-articulați o lege, conform căreia trebuie să ies afară. Spune să vină la Seba. Așa este. Trebuie să acționați doar legal, atâta tot. E legal, că nu v-am împins, nu v-am... De asta spun, nici eu nu v-am... Vă rog frumos să ieșiți afară. Da, conform care legi, nu am dreptul să mai rămân aici. Sunteți într-o instituție publică? Da. Da. Păi, și acum cu pandemia, e voie accesul dacă nu vi se permite? De ce nu mi s-ar permite? Conform cărei legi nu mi se permite? Spuneți-mi o lege. Nu e accesul înăuntru din cauza conform cărei legi. Că suntem acum cu... Chiar conform cărei legi. Legi. Ăsta. Lege. V-ați vaccinat, v-ați tot? Lege. Ca să intrați înăuntru. Dați-mi o lege, vă rog. Dați-mi o lege. N-aveți? Nu acționați în baza niciunei legi? Asta tot. Nu îmi se pare să fie legitimat. Nici nu mi-a spus măcar să fi intrat. Sunt cu tare. Nu așa e relevant. Poate să zic cineva să... Da, domnul meu, intru păi, într-o... Păi da, dar mi-e însoțit. Da, am acest drept sau nu? Spuneți-mi, vă rog frumos, că nu am dreptul să intru aici. Nu aveți. Deci nu am dreptul să intru aici. Conform... Dacă aveați o problemă la registratură, era voie accesul până la registratură. Programul registraturii de la 9 la 12. Ok. Nu. Deci acum, deci, cât este ceasul? Bine. Dacă nu-mi dați o lege, doamnă, din păcate va trebui să chemați poliția sau jandarmeria să mă dea afară conform unei legi. Din păcate. Eu vă spun că voi mai rămâne... Conform atribuției noastre de servici, nu ar de ce urca sus sau să aici. Am înțeles. În cazul în care am încălcat o lege, vă rog frumos să chemați poliția. Eu vă rog frumos. De ce să chem poliția? Pentru că am încălcat legea, domnule meu, așa, într-o țară democratică, într-o țară normală. În momentul în care încalci legea... Chem poliția pentru ce? Că am încălcat legea. N-am încălcat nicio lege? În primul rând, vă legitimați. Păi am încălcat legea legitimării, de exemplu. Dacă există o lege în acest sens, înseamnă că am încălcat-o. Domnul meu, vă rog frumos să acționați legal. Într-un cadru legal, acoperit de lege. Vă rog frumos, din suflet vă rog, nu sunt recalcitrant. Instituție publică. Exact. Da? Este primul lucru, este primul. Primul lucru care îmi dă dreptul. Ce problemă avem noi, de fapt? Primul lucru care îmi dă dreptul să fiu aici este faptul că este o instituție publică. Știți ce înseamnă aia? Știți ce înseamnă instituție publică? La nimeni. Vreau să filmez în... Ca să filmați, trebuie să aveți o aprobare. Conform cărei legi. Noi lucrăm pe lege, domnul meu. Dați-mi o lege și atunci n-am respectat-o. Pe care bază filmați? Pe care bază de lege? Pe baza libertăților? Aveți dreptul de filmat? Sunteți... Aveți acreditare? Nu. Și atunci pe ce bază filmați? Legile fundamentale ale acestei țări. Dar nu mă lăsați, îmi puneți întrebări în continuu și mă lăsați să vă răspund. Dacă tot o țineți... Dar chemați, vă rog frumos, poliția să mă amendeze, să mă dea afară, eu vă rog frumos. Trebuie să chemăm poliția, pentru că doriți. Noi vă spunem frumos că noi... Păi da, dar este ilegal ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Cum zic ilegal? Păi da, nu puteți să mă dați afară. Atribuția noastră este aici la poartă, când vine cineva să-l întrebăm, să vedem despre ce dorește să vorbim. Ok. La cine trebuie și în cazul în care nu dorește să facă cum spuneți dumneavoastră, ce faceți? Păi, dacă nu are nicio treabă, atunci la ce vii la consiliu? Bun, dar de exemplu, acum în momentul ăsta am spus că nu doresc să mă legitimez față de dumneavoastră. Dumneavoastră ce trebuie să faceți în acest moment? Ar trebui să ieșiți afară. Dar și nu ies, nu trebuie. Cum să vă iau, să vă încerc pe... Și atunci nu trebuie să chemați poliția în cazul ăsta? Vă întreb, nu știu, eu doar vă întreb. Nu trebuie să chemați poliția în cazul ăsta? Eu cred că ajungem să fim oameni, nu trebuie să sigur fim... Sigur că da. Haideți să vă spun de ce am venit eu să filmez aici. Aha. Eu vreau să-mi impun punctul de vedere că trăiesc într-o țară liberă. Eu mai stau undeva la 5 minute, 10 minute și voi pleca de bunăvoie. Atâta timp cât dumneavoastră mă împingeți afară pe scări, eu voi defuza. Teoretic vorbind. Teoretic. Atâta timp cât veniți din 2-2 minute la mine, hai domne, ieși, domne, ieși, nu voi ieși. Dacă voi ieși de bună... accesul înăuntru să filmați. Asta v-am zis. Bine. Da. Deci vă rog frumos să... Chemați, vă rog, poliția care cunosc legile. Chemați, vă rog, poliția și atunci mă arestează, mă iau, mă duc legat și dumneavoastră a scăpat. Să ajungem la discuții... Pentru că nu vreți să respectați legea. Nu respect legea, dar dacă ai legea internă. Nu-i voi accesul înăuntru la ați venit pe ziua trecului să vizitați clădirea, să vedeți... Ziua Timișoarei. O trecut. Am venit mai târziu. Ziua Timișoarei nu s-a ținut aici. Totuși reprezentanții sunt aici. Erați doar de trebuie când aveați accesul, puteați să veniți să vizitați atunci. Bine. Acum, îmi pare rău. Bine.
Bună ziua! În primul rând. Da. Filmez și eu instituțiile statului. Da, da, pentru asta vreau să vă legitimați, să vă dați niște date. Dar cine să ne ceară? Bună ziua! Salut! Să trăiți! Nu dă una că e pandemie. Da. Care e necazul? Niciun necaz. Da, absolut niciun necaz. Bun. Nu, e vorba de... Nu. No. Puțin respect. Intrare în respect. Bună ziua, să trăiți, am spus. Perfect. Nu? Deci, adică cu respect, vă salut. Să vă legitimați. Să la poartă. Ca toată lumea. Toată lumea se legitimează? Toată lumea se legitimează. Foarte bine. Atunci am să o fac și eu dacă face toată lumea. Legal? Legal? Este legal. Conform cărei legi? Ca să pot să fac, eu vreau să fac contestație împotriva acestei legi. Pentru că în opinia mea, aceste legitimări sunt abuzive din cauza că avem dreptul să intrăm pur și simplu într-o instituție publică. Aveți tot dreptul să intrați într-o... Asta zic, că legitimarea trebuie să fie legală, pentru că altfel eu cred că este abuzivă. Aveți tot dreptul să intrați în această instituție după ce vă legitimați la poartă și constatăm că buletinul pe care ne prezentați vă aparține și ne spune scopul pentru care ne vizitați. Suntem în perioadă de pandemie, așa birourile, mare parte din ele, sunt izolate. Nici nu am treabă la niciun birou. Dacă dumneavoastră vreți să mergeți undeva, noi vă chemăm un respondent de la birou respectiv și vă rezolvăm problema care o aveți. Foarte bine. Dar pentru asta trebuie să vă legitimați la poartă. De asta vă spun. Deci, dumneavoastră n-am înțeles cine sunteți, mă scuzați că vă... Sunt consilierul domnului președinte Nica și răspund de securitatea și de paza acestei instituții. Să trăiți. Foarte bine, deci, foarte bine. Din punctul doar că aș dori să-mi spuneți o lege, atâta tot. Spuneți-mi legea numărul din, pentru că eu vreau să fac contestație la această lege. Nu sunt din niciun partid. Nu mă interesează. Aici este vorba despre un regulament interior al unei instituții. Care nu sunt mai presus de lege. Nu este mai presus de lege. Noi funcționăm în baza legii care reglementează ordinea și liniștea publică. Foarte. Da? Legea numărul 61, probabil. Dar accesul în această instituție se face pe baza unui regulament care se stabilit de către conducerea Consiliului Județean prin aparatul de specialitate, iar serviciul nostru de pază trebuie să-l respecte. Așa. Mi se par niște elemente foarte simple, foarte, cum să spun, la îndemână oricui. Așa este. Este o instituție deschisă tuturor oamenilor care vin aici cu probleme. Noi suntem deschiși la orice discuție. Vă primesc și eu la mine acum cu dragă inimă dacă vreți să discutăm în continuare. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Sincer, chiar nu am treabă. Rugămintea mea este doar să vă legitimați și cu asta basta. Așa. Deci avem două rugăminți. Eu una la dumneavoastră, dumneavoastră una la mine. Eu sunt gata să o fac, am buletinul, carte de identitate aici și sunt gata să o fac. Am nevoie doar de o lege. Legea, numărul, da, o știți dumneavoastră? Legea și numărul din an? Întrebarea este... Noi lucrăm aici în barul meu, trebuie să de serviciu. Nu sunt mai mari decât legile. Vă rog frumos să mă înțelegeți, nu sunt recalcitrant deloc. Vreau să ne respectăm reciproc și să respectăm legile acestei țări. Eu vreau să vă respect pe dumneavoastră și dumneavoastră pe mine. Nu puteți contesta orice fel de lege la Parlamentul României. Aici trebuie să vă supuneți un regulă de ordine interioară. Nu este adevărat, domnule. Noi funcționăm în baza legii care reglementează baza și numărul public. O să vă spun și numărul acum, da? Deci dumneavoastră nu știți, nu aveți o lege acolo în bază? De pază, da? Nu, legea în baza căreia mă legitimați. În baza legii care vrem noi. Azi, nu e în baza legii care vrem noi. Deci noi avem un regulament de organizare. Aici este domnul meu, aici este neînțelegerea dintre... Sunt gata, uitați, am buletinul aici, de dragul dumneavoastră, pentru... Nu, simplu fapt că vorbiți frumos și nu sunteți recalcitrant, nu aveți nicio lege. Nu am de ce să fiu recalcitrant. Sunt aici ca să vă primesc și să vă rezolv o problemă. Orice problemă care ține de instituția Consiliului Județean. Mă duc să mă legitimez ca să încheiem discuția. Vă dau un exemplu. Dacă vreți să mergeți în orice firmă sau societate privată, comercială, multinațională de care vreți, vă loviți de agentul de securitate. Agentul de securitate... Vă rog eu frumos, domnul meu, tot ce spuneți poate fi folosit împotriva dumneavoastră. Da, nu avem treabă cu instituțiile private. Este și instituția publică. Dați-mi voie să dau gură de apă. Vă rog. Deci, dau masca. Oriunde vă veți duce, veți intra, cineva vă va întreba ce doriți, unde vreți să mergeți și cine sunteți. Vi se pare anormal o asemenea abordare? De la instituțiile private nu mă interesează. Și de la instituții publice? Instituțiile publice ale statului mă interesează să respecte legile. Eu, în primul rând, după care aceste instituții. Deci noi respectăm toate legile statului. Dar acești oameni au un plan de pază care este întocmit în baza unei legi. Legea de funcționare și de organizare a societăților comerciale de pază. Da? Dacă vreți, oricum și vă spun. Nu. Că nu am nimic. Să știți că am să mă legitimez doar datorită dumneavoastră. Nu, auziți, doar? Eu n-am niciun fel de problemă. Eu, din punctul meu de vedere, este ilegal. Deci, tot ceea ce se întâmplă aici este ilegal. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră, n-ați încălcat nicio regulă de siguranță și de securitate în afara aceea că nu v-ați legitimat. Domnul meu. După ce vă legitimați... I-am rugat frumos pe domn să cheme poliția să mă ia și să mă amendeze pentru că am încălcat legea.
legitimării. Păi, nu știu care e aia. Legea ce se legitimări un cald? Legitimarea la intrarea într-o instituție publică. Poate poliția să mă amendeze? Pe această lege? Eu nu vreau să chem poliția să vă amendeze. Dar vă rog eu frumos, ca să vă demonstrez că nu există lege, doar de asta. Eu vreau să vă întreb ceva. Da. Aveți o problemă pe care noi, reprezentanții Consiliului Județean, al acestei instituții publice, poate să vă ajute să vă rezolve? Doar am vrut, atât eu, cât și eventual cei care ne privesc, să vă vadă. Dar nu aș... Să vă vadă, nu, eu nu zic că sunteți bun, sunteți rău, eu n-am nicio treabă, nu mă interesează. Deci eu vă primesc cu dragă inimă să vă rezolv orice solicitare aveți dumneavoastră. Am înțeles. Da? Au voie cetățenii să vină în instituția acestei, să filmeze, să se uite, să vadă. Toți cetățenii au voie să vină să intre în mulțumesc frumos măcar pentru aceste afirmații. Toți cetățenii au voie să vină. Cu domnul m-am supărat un pic la început, dar ne-am înțeles foarte bine. Toți cetățenii au voie să vină să intre în această instituție, la registratura Consiliului Județean, la registratura prefecturii. După ce în prealabil pe această poartă, unde sunt niște oameni care păzesc această instituție, îi legitimează. Vi se pare, nu vi se pare normal? Dacă nu este legal, nu. Dar am totuși legal. Bine. Deci, uitați, eu merg acum, haideți cu mine dacă doriți. Eu merg acum, predau, adică deci, arăt. Eu cred că mai mult nu are rost să mai discutăm. Sigur că da, asta spun și eu. Eu doar... nu vă consider un om de rea credință, nu vă sunt consider deloc, că faceți vă rog. Nicio ilegalitate. Atât am vrut să aud. Asta este eu, respectul, respectul drepturilor cetățenilor. Atâta tot. Singura mea rugăminte a fost să respectați procedurile de acces în Consiliul Județean, să vă legitimați. Am să o fac de dragul dumneavoastră, repet. Pe urmă, nu dacă pentru vreți să veniți legal la mine, la consilierul președintele Consiliului Județean. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Vă aștept sus la mine, la orice discuție și la orice problemă sau solicitare o aveți. Dacă vreți să mergeți la registratura Consiliului Județean sau a prefecturii, puteți să o faceți liber, fără niciun fel de problemă, cu o legitimare. Mă duc simplă, acum mă legitimez. Prealabilă. Am atât. Înțeles. Și două vorbe vă mai întreb. După ce mă legitimez, pot să mai rămân un timp dacă aici? Aveți un scop anume... Da. Vreau să prezint cetățenilor, eventualilor privitori, deci, informațiile publice, afișele. Pentru, atât tot. Pentru, pentru această inițiativă care vă doriți, deci eu o să contactez o colegă mea care se ocupă cu comunicarea, cu presa, să vină să ia legătura cu dumneavoastră și să vă ofere detalii și informații legate de acest aspect. Bine. Eu doar v-am rugat, din punctul de vedere al accesului, din punctul de vedere al identificării. Asta am înțeles, să am să fac. Procedura. Am să fac. Chiar dacă este împotriva credințelor mele, de dragul dumneavoastră, repet, eu am să o fac. Fiecare avem credința sigur că noastră da, sigur și trebuie, că da. Trebuie să respectăm. Că mă duc mai departe să contez sau nu e problema. Dacă eu personal, în calitatea care o am, pot să vă ajut în cadrul acestei instituții sau un coleg de-al meu, ne spuneți la poartă. Am o problemă la dar urbanism. Dar nu am nevoie de niciun ajutor, atunci, de nimeni. Bun, vreau doar doriți să văd cum arată instituția publică numită deci Consiliul Județean sau Prefectura. Deci dacă noastră vreți să faceți o chestiune de genul ăsta, asta nu este o instituție militarizată. Sau exact, bravo, exact. Mă bucur că... Veniți la mine, facem o solicitare. Dar vreau să am liber acces, să intru oricând. Aici doar vreau, zona neadministrativă, doar aici, atât. Nu e niciun fel de problemă, puteți să aveți. Deci, dacă vreți în continuare să mai mergeți pe sus, să filmați, faceți o solicitare, eu vorbesc cu colega mea de la comunicare, mulțumesc doar ținând cont de condițiile de pandemie. Atenție, da? Da? Și vă duce și puteți să filmați ce doriți dumneavoastră. Asta este instituție. Să știți că nu sunt antivaccin sau antipandemie, deci, genul de gen, este, chestii de genul ăsta. Și dacă aș fi, ar fi problema asta mea. Este problema dar nu sunt. Adică este opțiunea dumneavoastră. Nu am este venit să reproșez absolut nimic. Da. Am vrut să-mi exercit un drept de a intra într-o instituție publică. L-aveți, și uitați că am ajuns să vorbesc cu dumneavoastră consilierul liber. Domnului prefect. Deci e foarte nu, mare lucru. Consilierul domnului președinte. Domnului președinte de Consiliul Județean, exact. Așa este. Eu sunt da. Consilierul domnului președinte. Mă scuzați, nu iar mă pricep așa bine. Acești oameni sunt în subordinea... Așa este. Da. Încă dacă vă spun. Nu știu nu datorită profesionist... articolele de lege nu. Pe care le vedem asta, este cu tot totuși perfect. Lucrăm dar... în bazele unor legi, ar trebui să știe. Domnule, conform legii numărul cutare, vă rog frumos să vă legitimați. Doriți să vă legitimați, dați-mi actul de identitate, nu doriți, trebuie să chem jandarmeria. Care ocupă un loc în acest... I-am rugat să chem poliția, nu vreau să chem jandarmeria. Dar nu este cazul, pentru ce? Domnule, eu nu vreau să vă rețin, sunt convins că aveți lucruri importante de făcut. Eu vă mulțumesc că m-ați abordat într-un fel destul de civilizat sau chiar foarte civilizat. Eu vă de dragul, nu am ce să vă întreb, nu că v-ați face treaba foarte bine sau foarte rău. Nu știu lucrurile astea. Singurul meu lucru care este, vreau ca un cetățean liber să intru într-o instituție. Oricând. Știți cât mai stăteam după ce doamna m-a abordat și mi-a zis să plec? Am zis că 5 minute mai stau doar pentru a-mi demonstra punctul de vedere, că nu voi ieși când mă dai dumneata afară, ci voi ieși când deci vreau eu să ies. Eu vă respect 5 minute, nu vreau să...
nu, nimic, cum să nimic. Spun, acest loc, este un loc, nimic. Acest loc este un loc public. Asta vreau să aud. Este un loc public spre accesul funcționarilor noștri publici, okay, care de fapt sunt la dispoziția cetățeanului. Asta este foarte frumos, deci, să auzim lucrurile astea. Da, atâta tot. Singurul lucru unde zic eu că poate dumneavoastră e posibil ați greșit este că nu v-ați legitimat la poartă. Atunci, dacă există o lege în care trebuie să mă legitimez, o respect, de asta am spus. În orice instituție publică. Eu nu cred lucrul ăsta. Accesul în instituțiile publice nu se face pe baza unei legitimări. Dacă mă duc la primărie, este o instituție publică. Dacă mă duc la CFR Călători, este o instituție dacă publică. Dacă vă duceți la primărie, dacă vă duceți la primărie și vreți să intrați pe primul etaj acolo unde am fost, vă arăt filmarea? Am și fost. N-am fost legitimat. Deloc. Domnii de la poliția locală mi-au zis: "Bună ziua, puteți să filmați, să nu intrați în birou." Vă mulțumesc frumos. Că există conflicte între dumneavoastră și primar nu mă interesează. Dar eu v-am spus altceva? Nu, nu mi-a spus nici dumneavoastră altceva decât legitimarea. Deci atât tot. Eu v-am spus că vă rugăm mulțumesc să vă legitimați, să știți. Nu mă interesează conflictele dintre prefectură și primărie. Nu e unul mai bun ca altul sau altul mai rău ca altul. Dacă dumneavoastră, cum vă văd om de bună credință și om cu toată gestiunea minții la cap, nu faceți decât ceea ce faceți acum. N-am nimic împotriva dumneavoastră. Dar suntem obligați să luăm o măsură preliminară de securitate în condițiile în care peste 3 minute îi dați la cineva cu ăla în cap. Și atunci prezumția să știm... de nevinovăție, vă rog să mă respectați. Deci nu presupuneți că voi da la cineva în cap atâta timp cât nu am cu ce să-i dau în cap. Nu. Ideea este... Dacă ați fi văzut un topor la mine, vă rog să... O lovitură sau o bruscată... Nu, hai, sau eu n-am presupus nicio secundă că mă veți bate, dumneavoastră sau agenții de pază. Nu am presupus și nu am zis, nu le-am cerut legitimațiile să le spun în cazul în care mă bate să știu cine m-a bătut. Prezumția de nevinovăție, vă rog să ne-o respectați. Așa este, așa, exact. Dacă sunt niște reguli, de asta am și venit 99,9% din oameni le respectă. De ce trebuie să fie un 0,1% care nu le respectă? Mai sunt și din aia. Bun. Mai sunt și din aia, este inevitabil. Noi respectăm la fel este inevitabil, așa este. Din cauza asta stăm de vorbă... Domnul meu, eu apreciez timpul dumneavoastră, să știți, eu nu vreau să vă rețin, să știți. Ascultați-vă. Pe mine m-ați convins cu felul dumneavoastră de a vorbi să mă legitimez. Nu din punct de vedere legal, ci cu felul... De multe ori, felul în care vorbim poate fi mai sus de lege, exact. M-ați înțeles? Nu din punct de vedere legal, dar din punctul de vedere cum ați vorbit, civilizat, m-ați convins să mă legitimez și o voi face, chiar dacă eu cred că este abuziv, ce fac eu mai departe este altceva. Mulțumesc. Bine? Haideți să ne revedem cu o problemă cu care pot să vă... Mai bine să ne revedem încă o dată așa decât cu probleme, fără probleme. Bine. Ne vom revedea. Haideți să facem așa, bine? Bine. La revedere. Bun. Mai aveți nevoie de legitimarea mea? Că vreau să plec. Nu e cazul. Eu vreau să plec. Nu e cazul. Am înțeles. Mulțumesc, la revedere. O zi bună vă doresc. La revedere. Să nu mai fiți așa supărați, domnule, că este vorba doar despre legalitate. Vă rog să înțelegeți. Nu am nimic personal cu dumneavoastră, cu dumneavoastră sau cu firma de bază. Este vorba doar de o legalitate. Este vorba... Nu e o problemă. Nu este, nu este. Am făcut-o noi, asta prevede... Sigur, dar nu este. Ați văzut că nu este asta o regulă. Ați văzut că nu este. Pentru că n-ați vrut să chemați poliția, n-ați vrut să chemați jandarmeria. Nu este. Ce? Dar nu este, pentru că nu este regulă. Vă doresc o zi bună, serviciu ușor. Bine? La revedere. Exercitați-vă drepturile, nu renunțați la drepturile dumneavoastră în fața nimănui și respectați legile mai ales, da? Nu încălcați legile, respectați legile. Ne vedem în video următor. Mersi că v-ați uitat.